să ținem un moment de reculegere și să ne gândim câteva clipe la cei care au căzut în rezistența armată anticomunistă în timpul celor 45 de ani de dictatură comunistă. La toți cei care au sfârșit în munți, în păduri, în lagăre și în închisori, luptând pentru libertatea și demnitatea neamului românesc. Și să închinăm câteva momente amintirii celor care până anul trecut au fost în fiecare an alături de noi și care în ultimul timp ne-au părăsit. Și mă refer în special la bădia Petre Petre, plecat de puțină vreme către camarazii săi din cer, la domnul doctor Corneliu Boiangiu și, nu în ultimul rând, la cea care a sprijinit rezistența anticomunistă și și-a asumat în anii negrei dictaturii riscuri uriașe și care de curând ne-a părăsit, distinsa Puica Buhoci, soția domnului profesor Radu Ciuceanu. Dumnezeu să-i ierteze. Dumnezeu să-i odihnească. Mulțumim!